Echipa de fotbal CSM Sighetu Marmației a obținut un rezultat de egalitate în cel de-al doilea meci amical al anului, scor 2-2. Adversarii sighetenilor au fost cei de la CSM Olimpia Satu Mare, colega lor de serie, meciul disputându-se la baza sportivă Dinamo din Satu Mare. La pauză, CSM Sighet a condus cu 2-1 grație golurilor marcate de Hreniu Craul și de Gui Gui Teo. Antrenorul George Zima a rulat tot lotul avut la dispoziție. Următoarea partidă de verificare are loc astăzi, atunci când sighetenii vor înfrunta pe cei de la FC Bihor Oradea.